România este țara cea mai afectată din Europa de virusul pestei porcine africane. Harta actualizată a focarelor de peste arată că aproape jumătate din județele României se află în zona roșie de infecție. Printre țările în care există focare de infecție înferme se mai numără Polonia, Lituania și Estonia. Harta a fost realizată de Comisia Europeană pe baza noilor informații strânse la nivel local și comunitar. Astfel, în țara noastră, în 17 județe plus Bucureștiul au fost descoperite focare de peste porcină. Cel mai afectat județ este Brăila, unde peste 140.000 de animale vor fi sacrificate într-o singură fermă. Peste 750 de focare au fost confirmate până acum în întreaga țară. 13 județe se află sub risc de infectare. Printre ele se numără Cluj, Iași, Maramureș, Neamț și Teleorman.